Salut, sunt Adrian Grigore. Astăzi vom face o nouă lecție de pilotaj, alături de mine și de partenerii mei, epiesa.ro. Aici, în spatele meu, este o Dacia Logan. Este o mașină cu care orice debutant ar trebui să înceapă, deși la exterior nu se văd modificări foarte mari. Are o suspensie diferită de cea unei Dacii normale de stradă, un sistem de frânare puțin diferit. Sunt niște diferențe care nu se văd, dar se simt. Toate sunt făcute ca să-ți dea o performanță și o anduranță cât mai bună. Primul și principalul, cred eu, că este cușca de siguranță, roll cage-ul. Are un arc central în spatele scaunului pilotului și al copilotului, de acolo este construit. Are o parte în spatele mașinii și se prelungește până în față, chiar până în undeva sub capotă, pe lonjeroanele autoturismului. Scaunul este fără reglaj, este un scaun scoică, fixat. Centurile de siguranță sunt diferite de cele a unei mașini de stradă, având prindere în 6 puncte, nu în 3 puncte. Astfel seamănă foarte bine cu cele ale piloților de avion. Centurile te țin foarte strâns legat în scaun, iar poziția nu ți-o schimb nici în cazul unui impact, indiferent cât de puternic este acesta. Toate aceste lucruri, împreună cu elementele pe care noi le purtăm, cască, dispozitivul Hans, ne ajută să fim într-o foarte mare siguranță. Pregătirea mașinii, a materialului de concurs, se face de către o echipă de asistență tehnică. Sunt acei oameni care nu se văd, dar fără ei noi nu putem merge și nu putem câștiga concursuri. Așa cum am spus, durează cam 2 săptămâni verificarea mașinii și pregătirea ei pentru următoarea etapă de concurs. Consumul de combustibil la mașinile de competiție diferă în funcție de capacitatea motorului, de cât de mult este modificat mașina pentru grupa la care este înscrisă. Sunt mașini care pot consuma 90 sau chiar 100% în timpul parcurgerii unei probe speciale, adică când ea este împinsă la maxim. Există mașini de concurs, construite pentru campionatele naționale și regionale. Există și mașini de concurs construite de către uzine pentru campionatul mondial. Prețurile unor astfel de mașini diferă în funcție de categoria la care iau parte. Cele din cupele monomarcă, vorbim de campionatul național al României, cele din cupele monomarcă, prețul lor variază între 20 și 25 de mii de euro la achiziție, vorbesc de o mașină nouă, după care poate urca și poate ajunge până la 250 de mii de euro pentru o mașină fabricată de uzina Skoda, de exemplu, care este gândită să meargă și în campionatul mondial de raliuri.